Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile TVT! Mămicile care vor naște începând cu acest an vor trebui să aleagă una dintre cele două variante a indemnizațiilor pentru creșterea copilului. Modificările legislative au intrat în vigoare odată cu 1 ianuarie și nu se vor aplica pentru mămicile deja indemnizate sau pentru cele care au născut până la 31 decembrie 2010. Părinții au la dispoziție două variante ale indemnizației pentru creșterea copilului. Începând cu 1 ianuarie, noile modificări legislative au intrat în vigoare și se aplică pentru mămicile care vor aduce pe lume copii începând cu acest an. După cum se știe, de la 1 ianuarie 2011 au intrat în vigoare modificările privind indemnizația pentru creșterea copilului. Ca, știu, o părere privind în general aceste modificări, ele nu afectează numărul de mămici care au acest drept și nici cuantumurile la urmă urmei pentru fiecare mămică în funcție de situația ei. Prima variantă presupune reducerea la un an a concediului maternal și a perioadei de acordare a indemnizației. Cuantumul acesteia va varia între 600 de lei și 3400 de lei. Pentru părinții care doresc să rămână alături de micuți mai mult timp, există o a doua variantă ce constă în posibilitatea ca indemnizația să fie acordată pe o perioadă de 2 ani, iar cuantumul va fi cuprins între 600 de lei și 1200 de lei. Noile modificări oferă două variante. În prima variantă, mămicile care au un salariu poate mai mic sau un serviciu care nu este așa sigur, pot sta acasă 2 ani cu copilul, perioada în care vor primi o indemnizație de 75% din media veniturilor pe ultimele 12 luni. Această indemnizație nu va fi mai mică de 600 de roni, dar nici mai mare de 1200. O altă variantă, pentru mămicile care probabil au salarii mai mari și servicii mai bune, știu, pentru o carieră profesională, este această variantă în care mămicile pot sta acasă un an de zile, primesc indemnizația tot 75%, nu mai mică de 600 de roni, dar nu mai mare de 3400 de roni. Dacă revin la serviciu înainte de expirarea celor 12 luni, până la 2 ani de zile vor primi și un stimulent lunar de 50 de roni lunar. Mamele care au născut până la data de 31 decembrie vor merge pe varianta anilor trecuți, adică 2 ani cu plafon maximal de 3400 de lei. Botiș a spus că potrivit datelor pe care le ține, peste 86.000 de oameni vor beneficia de indemnizația minimă de 600 de lei. Circa 3500 de persoane vor beneficia de indemnizația de 3400 de lei, iar peste 44.000 de persoane vor beneficia de indemnizația cuprinsă între 600 și 1200 de lei. După zile întregi petrecute în stradă, în frig și ploaie uneori, membrii de sindicat au tras linie după 2010 și au făcut un bilanț. Realizările nu au fost multe, dar s-a făcut un pas în față. În ceea ce privește anul acesta, liderii sindicali cred că este nevoie de o redresare și o reorganizare economică. Sistemul bugetar a fost lovit în plin în anul 2010, salariile au fost diminuate, indemnizațiile scăzute, au avut loc disponibilizări, bugetarii au ajuns la capătul rădării și au ieșit în stradă. Anul 2010 a fost marcat de ample mișcări sindicale. După un an s-a tras linie și membrii de sindicat se întâlnesc pentru a-și reorganiza activitatea pentru 2011. Urmează ca în forurile noastre de conducere, atât la nivelul organizațiilor de bază, dar și la nivelul filialei județene Ascensiune Frăția, să avem un raport de activitate pentru anul care a trecut, să ne propunem niște obiective pentru anul care vine. Sigur, nu putem anticipa că vom avea sau nu proteste, știu doar că va trebui să fim pregătiți de fiecare dată când anumite atitudini ale guvernului, ale celorlalți factori cu care suntem puși în situația de a conlucra, ne afectează anumite drepturi, să reacționăm ca atare. Este de preferat ca în loc de acest tip de atitudine să dezvoltăm una proactivă, să prevedem în tot ceea ce întreprindem că anumite decizii ne vor afecta. În ceea ce privește redresarea economiei, membrii de sindicat spun că este nevoie de o relansare financiară a țării, de o stabilitate pe plan economic. Ce va fi în 2011 nu se știe cu exactitate. Sigur că criza este un fenomen recunoscut de toată lumea. Spunem că este suficient perioada pe care am petrecut-o în criză și că este nevoie de o relansare economică. Toți oamenii politici din țara asta, sau mă rog, cei aflați în arcul guvernamental, vorbesc de o relansare. Este nevoie de muncă în țara asta.
pe de o parte președintele renunță la un stat de ăsta care să-l asiste pe cetățean, pe de altă parte cetățeanul își dorește cu ardoare să muncească. Rolul clasei politice este de a-i crea, circunstanțe ca munca să fie făcută și nici de cum să o clameze numai prin vorbe sau să ni să indice orizonturi din alte țări sau dinspre alte țări unde putem să muncim. Vrem să muncim acasă aici la noi. În 2010, mii de bugetari și angajați din mediul privat au protestat în stradă. În 2011, sindicatele amenință cu noi proteste dacă guvernanții vor continua să ia măsuri de austeritate. Muncitorii, profesorii, agricultorii, funcționarii publici, medicii și asistenții medicali, polițiștii și angajații penitenciarelor, cu toți au protestat față de diminuarea veniturilor în 2010. Proprietarii de locuințe mai au timp până la jumătatea lunii iulie 2011 să-și încheie asigurarea obligatorie pentru locuințe. Inițial, autoritățile anunțaseră că data limită pentru o poliță obligatorie este 15 ianuarie. Vascuienii mai au timp până la jumătatea lunii iulie acestui an să-și cumpere asigurări obligatorii pentru locuințe, fără a risca amenzi de la primării. Termenul anunțat inițial de autorități expiră la data de 15 ianuarie. Asigurarea obligatorie a locuinței oferă protecție în caz de inundații, alunecări de teren și cutremure. Legea privind asigurarea obligatorie a locuinței nu se mai aplică proprietarilor care și-au încheiat o asigurare facultativă a locuințelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Potrivit normelor de până acum, proprietarii care aveau polițe facultative pentru locuințe erau obligați ca la expirarea contractelor în cauză să încheie mai întâi o poliță obligatorie a locuinței împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau a inundațiilor. În luna decembrie au avut loc niște modificări ale legii 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor și anume că persoanele care dețin o poliță facultativă care cuprinde cele trei riscuri obligatorii nu mai trebuie să-și facă polița PAD, polița obligatorie. Termenul limit al încheierii unei astfel de polițe obligatorii era 15 ianuarie. Zilele trecute, Ministerul Administrațiilor și Internelor a dat un comunicat prin care a prelungit perioada până la care oamenii trebuie să-și încheie o asigurare obligatorie, 15 iulie 2011. Odată cu schimbarea termenului limită, mulți vasoieni care doreau să-și încheie o asigurare au amânat cu ceva timp încheierea unui contract. Din această cauză, companiile de asigurări au dorit garanții ca termenul de 15 iunie 2011 să nu fie modificat din nou. Noi am făcut o adresă către CSA, Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor, și către PAID, Polul Asigurătorilor Împotriva Dezastrelor, pentru a ne spune dacă acest termen 15 iulie va fi respectat și va fi ultimul termen. Pentru că în momentul de față oamenii, o parte ne-au sunat, doreau să-și încheie o astfel de asigurare obligatorie. În acest moment, aflând despre acest termen 15 iulie, vor lăsa încheierea poliției pentru, luna iulie. Noi trăim cu o teamă că aceste comunicate vor modifica termenul limită și vom fi puși în situația ca fizic să nu avem timpul necesar pentru a încheia polițele obligatorii. Aceasta este temerea noastră. Să sperăm că răspunsul pe care ne-l vor da cei de la Comisia de Supraveghere și de la Polul Asigurătorilor Împotriva Dezastrelor va fi lămuritor și anume că acest termen 15 iulie va fi respectat pentru ultima oară, să spunem. Obligativitatea asigurării locuințelor a fost decisă de guvern în urma valului de inundații de anul trecut. Amenda pentru cei care nu-și asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor este de până la 500 de lei. Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii decembrie hotărârea privind modelul, conținutul și modalitatea de depunere și gestionare a declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și, evident, nominal, a persoanelor asigurate. Începând cu obligațiile aferente, lunii ianuarie 2011, firmele și persoanele fizice care au angajați vor depune la FIS declarația 112. Aceasta poate fi depusă online prin intermediul portalului e-România, termenul limită fiind 25 februarie 2011, dar și pe suport pe hârtie, termenul limită fiind prelungit până la începutul lunii iulie. Declarația 112 se va completa și va fi validată cu ajutorul programelor de asistență care vor fi furnizate gratuit de unitățile fiscale subordonate și care vor putea fi descărcate de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Contribuabilii vor completa anexele potrivit instrucțiunilor de completare din anexa numărul 7,
parte integrantă a hotărârii Guvernului numărul 1397/2010. Instrucțiunile de completare ale noului formular se regăsesc în monitorul oficial, dar și pe site-ul Direcției Generale a Finanțelor Publice Vaslui, secțiunea informații publice. De asemenea, fiecare joi la orele 12 se vor organiza la sediile Direcțiilor Generale a Finanțelor Publice întâlniri săptămânale cu reprezentanții agenților economici în vederea instruirii cu privire la modul de completare a declarației 112. Drumarii vasleni au avut parte de sărbători liniștite. În ultimele trei zile, la nivelul drumurilor județene, nu a fost nevoie de nicio intervenție a utilajelor de dezăpezire. Amănunte primiți la știrile pe scurt. Revenim în câteva minute. De la 1 ianuarie a intrat în vigoare legea poliției locale. La Vaslui, Consiliul Local urmează a se întruni pentru a parafa noua organigrama instituției. Fostă poliție comunitară odată cu transformarea în poliție locală și lărgește area de competență. Polițiștii locali, în urma absolvirii unor stagii de pregătire de minimum 3 luni, vor fi dotați cu pistoale cu glon sau muniție neletală, bastoane cu șocuri electrice, spray-uri lacrimogene. Începutul anului 2011 va aduce o mărire salarială pentru cadrele didactice, însă nimeni nu știe deocamdată cum se va aplica mai exact legea salarizării unice. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, creșterea salarială de 15% se va aplica, de fapt, lefurile reduse deja cu 25% anul trecut. Nu știm cu exactitate cum se vor calcula salariile cadrelor didactice. Cert este că legea salarizării unitare a fost adoptată, iar creșterea se va aplica la lefurile din decembrie 2010, a explicat Vasile Ursanu, Inspectorul Școlar General Adjunct. Din punct de vedere metodologic, 2011 ar putea aduce schimbări majore dacă legea educației va trece de Curtea Constituțională. Spre exemplu, aceasta ar putea fi ultimul an în care candidații pentru un post la catedră ar mai putea susține examenul de titularizare. Potrivit proiectului, cei care doresc să urmeze o carieră de dascăl nu vor mai susține examenul național, ci vor fi evaluați direct în școlile pentru care optează să predea. Recrutarea profesorilor în unitățile de învățământ va fi făcută de Consiliul de Administrație, alcătuit din cadre didactice, părinți și reprezentanții administrației locale. Începând din 2011, orice locuință din județul Vaslui care va fi scoasă la vânzare sau la închiriere va trebui să fie însoțită de un certificat de performanță energetică. Amânată timp de mai bine de un an, obligativitatea certificatului energetic va fi aplicată de la începutul anului 2011. Legea prevede obligativitatea prezentării certificatului energetic de la 1 ianuarie 2011, documentul putând fi obținut mai ușor în cazul locuințelor din blocurile reabilitate termic. Prin certificatul energetic, potențialul cumpărător sau chiriaș este informat asupra performanței energetice a apartamentului, exprimată în principal prin consumul total anual specific de energie în kW pe metru pătrat arie utilă. Prin urmare, în certificatul energetic vor fi trecute informații privind consumul de căldură anual specific pentru încălzire, apă caldă de consum și luminat, eficiența energetică a apartamentului prin încadrarea acestuia într-o clasă energetică, de la clasa A, eficiență energetică ridicată, la clasa G, eficiență energetică scăzută, în funcție de consumul total anual specific de energie. Cele 9 persoane reținute de procurorii DIICOT Vaslui înainte de anul nou pentru contrabandă cu țigări pe raza județelor Iași și Vaslui a fost arestată preventiv pentru 29 de zile. Printre acestea se află și un angajat al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Vaslui. Procurorii de la DIICOT Vaslui au adiat 40 de persoane implicate în trafic cu țigări netimbrate, printre care se află și 2 polițiști de frontieră, unul de la Vaslui și celălalt de la Iași. Membrii grupării au introdus în țară în repetate rânduri cantități importante de țigări din Republica Moldova prin zonele de frontieră unde cei 2 polițiști își desfășurau activitatea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție de Frontieră Vaslui, polițistul de frontieră implicat în contrabandă cu țigări, Dan Florin Iancu, are 33 de ani și este de 7 ani agent al sectorului Poliție de Frontieră Huș. Drumarii vasleni au avut parte de sărbători liniștite. În ultimele trei zile, la nivelul drumurilor județene, nu a fost nevoie de nicio intervenție a utilajelor de dezăpezire. Adrian Cotigă, directorul SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, a spus că înainte de sărbători, pe rețelele de drumuri a fost împrăștiat material antiderapant. La rândul lor, conducătorii auto s-au adaptat la condițiile de circulație pe timp de iarnă și s-au echipat corespunzător cu lanțuri, lopeți și nisip. Este posibil ca în câmp deschis zăpada să fie spulberată și drumurile să fie înfundate cu suluri de zăpadă. Noi suntem pregătiți și vom interveni pe acele segmente de drumuri unde vor fi probleme, a spus Adrian Cotigă. Și pe drumurile naționale și europene, traficul s-a desfășurat în condiții optime. Față de anul trecut, asigurarea auto RCA va avea prețul mai scăzut în 2011. Reducerile variază între 5 și 25% în funcție de compania care încheie polița de asigurare.
Companiile de asigurări au început să aplice tarife de reducere a polițelor de asigurare RCA, venind astfel în sprijinul șoferilor. Astfel, șoferii care vor încheia asigurare în 2011 pe un an de zile și nu au provocat accidente 2 ani consecutivi vor beneficia de un bonus de până la 25%, reducerea variind în funcție de tarifele aplicate de fiecare companie de asigurări. Începând cu 1 decembrie 2010, compania OmniAsiga a redus tarifele cu 25% față de tarifele care erau în acea perioadă, iar după data de 18 decembrie le-au mai micșorat de așa natură încât în acest moment noi avem tarifele cele mai mici pentru persoane fizice din toată piața asigurărilor din România. Pe de o parte, în această perioadă am câștigat din nou clienții pe care îi aveam tradițional până în anii din urmă. Va trebui să muncim mai mult, pe bani mai puțin, dar până la urmă este un avantaj pe care îl oferim clienților, în primul rând clienților noștri fideli, care de-a lungul anilor au rămas alături de compania OmniAsig. Prețul poliției RCA este influențat semnificativ și de istoricul clientului, în sensul că șoferii care au fost implicați în accidente în ultimii ani vor plăti mai mult decât cei care nu au înregistrat incidente rutiere. Vaslinii preferă pașapoartele electronice în detrimentul celor temporare. În luna decembrie anului 2010 s-au înregistrat aproximativ 450 de cereri de astfel de pașapoarte, în timp ce în aceeași perioadă anului 2009 doar un număr de 144 de cetățeni solicitau un pașaport electronic. La finele anului 2009, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Vaslui, numărul cererilor de pașapoarte temporare era cu mult peste media celor electronice. În 2010, în schimb, vaslinii au preferat pașapoartele biometrice. În decembrie 2010 au fost un număr de aproximativ 850 de solicitări, din care majoritatea au dorit pașapoarte electronice. Comparativ cu aceeași lună din 2009, s-a constatat o diminuare a numărului de cereri și, în primul rând, s-a constatat că cei care doresc pașapoarte electronice sunt acum mai mulți decât cei care au solicitat în 2009. Exact. Au înțeles că pașaportul electronic, chiar dacă costă un pic mai mult, este valabil 5 ani și le este mai folositor. Valabilitatea pașaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea este de 3 ani. Termenul de eliberare este de până la 30 de zile lucrătoare. Pentru situațiile de urgență, cetățenii pot solicita pașaportul temporar, care se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare și are o valabilitate de 1 an. 555 de kilograme de obiecte pirotehnice a fost confiscate în județul Vaslui în urma acțiunii demarate la final de an la nivel național. Polițiștii au mai constatat 22 de ilegalități în același segment. În perioada 15 noiembrie 2010-14 ianuarie 2011, Poliția Română desfășoară la nivel național acțiunea foc de artificii pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă. Peste 500 de kilograme de obiecte pirotehnice au fost confiscate la final de an. În cadrul acțiunii desfășurate la nivel național și intitulată Foc de artificii, polițiștii vaslieni au constatat 22 de infracțiuni privind efectuarea de operațiuni cu obiecte pirotehnice de către persoane fizice sau juridice neautorizate. De asemenea, polițiștii au confiscat aproximativ 555 kg de obiecte pirotehnice deținute în mod ilegal. Acțiunea are drept scop creșterea siguranței cetățeanului prin activitățile de prevenire, identificare și combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice perioada sărbătorilor de iarnă 2010-2011. Pe timpul acțiunii nu au fost înregistrate evenimente negative, respectiv vătămări corporale, distrugeri de bunuri sau incendii, ca urmare a folosirii obiectelor artizanale pe bază de amestecuri pirotehnice. Eclipsa parțială de soare a putut fi vizibilă și la Vaslui. Mai mult, spre deosebire de alte regiuni ale țării, vaslienii au avut nevoie de ochelari sau telescoape pentru că fenomenul s-a putut vedea cu ochiul liber. Eclipsa parțială de soare din această dimineață a început în jurul orei 9 și a luat sfârșit în jurul orei 12. În jurul orei 10:30, soarele a fost acoperit în proporție de 75-78%. O eclipsă de soare se produce când luna trece între pământ și soare prin fața soarelui. Văzut de pe pământ, discul lunii e de obicei mai mare decât cel al soarelui și, dacă se interpune între privitor și soare, îi blochează lumina, aruncând o umbră corespunzătoare pe pământ. Când discul lunii acoperă în întregime pe cel al soarelui, imaginea luminoasă obișnuită a soarelui este blocată complet și, pentru a
anumită zonă de observație, eclipsa de soare este totală. Eclipsele totale de soare permit executarea unor studii astronomice mai interesante, dar au loc mult mai rar decât cele parțiale. Fiecare eclipsă de soare are o poziție proprie și se poate vedea doar dintr-o anumită zonă a globului. Pentru a observa cu ochiul liber o eclipsă de soare, de orice tip ar fi ea, este nevoie de un filtru solar. Fără acest filtru, observarea eclipsei duce la accidente grave ale ochiului, care pot ajunge până la orbire. Filtrul cel mai accesibil este filtrul de sudură mai dens. Filtrul ideal, numit filtru Mylar, este o peliculă aluminizată prin care nu trec radiațiile periculoase. Vasionii s-au bucurat că eclipsa a fost vizibilă și în județ și unii au privit fenomenul cu ochiul liber și chiar au încercat să facă poze. Aceasta este singura eclipsă de soare de care se vor bucura românii în următorii 4 ani. Exceptând eclipsa de astăzi, 4 ianuarie 2011, următorul eveniment astronomic de acest gen va avea loc la 20 martie 2015. Unde sunt amplasate radarele, aflați la rubrica Infotrafic. Șoferii sunt rugați să echipeze automobilul cu pneuri corespunzătoare, să nu bruscheze comenzile mașinii și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum. Autovehiculele de peste 3,5 tone trebuie să fie dotate cu lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate pe perioadele și pe drumurile stabilite. Radarele vor fi amplasate miercuri 5 ianuarie pe drumul național 24 satul Nou Vălen-Solești, drumul național 24 Mutenii de Jos Băcăuani-Crasna, drumul național 15 de Ștefan cel Mare Vulturești-Negrești, drumul european 581 Bârlad-Bădeana-Tutova, drumul național 24 Bârlad-Zorlen-Costești și drumul european 581 Hursatul Nou-Oltenești. Pentru evitarea implicării în accidente, conducătorii auto trebuie să-și sporească prudența pe toată durata deplasării, dar mai ales la ieșirile din tronsoanele împădurite și sate, la intrările și ieșirile de pe poduri sau la încrucișările cu autovehiculele cu gabarit mare. Rafalele de vânt laterale modifică ținuta de drum a mașinilor, cu atât mai mult cu cât viteza cu care se circulă este mai mare. Drum bun! Autoritățile locale promit că vor rămâne alături de Handball Club Vaslui și în 2011, propunând implementarea unui proiect de durată menit să readucă handbalul vaslian în elită. Primarul Vasile Pavel a promis că va fi alături de echipa de handbal și în acest an. Edilul Vasluiului a declarat că va încerca, pe lângă bugetul alocat de Consiliul Local, să atragă și alți oameni de afacere, astfel încât să se pună bazele unui proiect de durată menit să readucă handbalul vaslian în prima ligă. A introdus căldură, a făcut izolație, avem acolo un proiect comun cu pardoseala, cu scaunele. E un obiectiv căruia vă dați și o importanță, v-am spus, i-am promis că nu mă dau înlături de la continua acea modernizare a sălii, pentru că e un obiectiv important. Iar dacă HC Vaslui, făcând un proiect peste 2-3 ani să fie în Liga Națională, vă imaginați că sala sportului va trebui să arate corespunzător. În prezent, Handball Club Vaslui ocupă locul 2 în seria A a diviziei A de handbal masculin, poziție ce-i conferă dreptul de participare la barajul de promovare în Liga Națională. Autoritățile locale speră ca în acest an să atragă fonduri extrabugetare cu ajutorul cărora să continue modernizările la stadionul municipal. Pentru 2011, primăria Vaslui are în vedere continuarea lucrărilor de modernizare la stadionul municipal. Se are în vedere reabilitarea pistei de atletism și modernizarea tribunei oficiale și acoperirea tribunelor 1 și a 2. Din surse atrasă, deci nu din surse la Consiliul Local, din sursele vasluienilor și multe alte obiective care sunt necesare. Să nu mergem acum până acolo unde am auzit că UEFA dorește ca toate terenurile să fie încălzite. Nu cred că o să ajungem noi în acest an 2011, dar un pas sigur va fi făcut în modernizarea stadionului și nu numai, ci a întregii baze sportive. De altfel, edilul orașului speră să aducă baza sportivă la cerințele UEFA, astfel încât echipa de fotbal, în caz de accedere într-o cupă europeană, să poată susține partidele de pe teren propriu la Vaslui. Anul 2010 a fost un an record. FC Vaslui locul 3. În prezent, municipalitatea are întocmit proiectul de modernizare a bazei sportive, valoarea investițiilor fiind de peste 2 milioane de euro. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră. La revedere!